am avut până acum niciun grup de elevi care să nu fi ridicat la un moment dat problema necesității literaturii. Dar de ce să citim? La ce bun? Pentru a vă dezvolta vocabularul, răspundeam eu la începutul carierei mele de profesoară. Dar mai bine ne uităm la un film. Dacă ne uităm la un film, ne dezvoltăm vocabularul într-o limbă străină. Sau mai bine, poate vedem un documentar. Că așa, cu literatura, la ce bun? La ce folosește literatura? Dar arta, ce scop are? M-au întrebat tot ei, elevii mei, când eu le povesteam despre fresca Palatului Ateneului Român, un edificiu simbol al culturii naționale. Am trecut însă de la aceste întrebări la un adevărat concurs al unui club de lectură. L-am numit Scrima Intelectuală și au ajuns să se convingă unii pe alții de necesitatea literaturii în viețile noastre. Dintre argumentele mele, argumente consolidate în timp, întrucât la început nu știam că urma să primești astfel de întrebări, am avut în vedere mai ales un text scris de Nichita Stănescu. Rolul literaturii. După opinia mea, în societatea contemporană, rolul literaturii este la fel de important ca și rolul științei. Literatura, și aici am în vedere evident numai literatura majoră, valoroasă, reprezintă specificitatea umană în cel mai înalt grad, impulsionează sensibilitatea și educă prin forța exemplului particular latura generală de noblețe și de sublim a sentimentelor ca act de conștiință. Bineînțeles că societatea contemporană este profund diferențiată, adeseori sfâșiată de contradicții, inegală din punctul de vedere al dezvoltării sociale și deci inegală și din punctul de vedere al culturii și receptivității la cultură. Literatura, și subliniez din nou, nu mă refer decât la literatura autentică, iar nu la subprodusele ei, reflectând raporturile individului cu societatea, nu poate fi privită ca un sistem unitar, după cum pot fi privite științele abstracte care au tendința de a descoperi și descoperă legi. Fenomenul literar trebuie înțeles profund diferențiat, tendința literaturii fiind nu aceea de a descoperi legi, ci aceea de a opta și a acorda tensiune emoțională legilor, de a reprezenta legile prin sentimente. Aceasta nu înseamnă că literatura nu poate descoperi legi. Ea poate descoperi și legi noi și nu odată scriitorii au fost precursorii unor descoperiri științifice, dar sensul principal al literaturii este de a transmite prin sentimente, ca act de conștiință, legile naturii și mai cu seamă legile naturii umane. De aici decurge și forța educativă a literaturii, înțelegându-se prin forță educativă nu transformarea și modificarea spontană a cititorului, ci stârnirea prin sentimente în conștiința cititorului respectiv a unei opțiuni mai deslușite către noblețe și sublim. Deci, rolul literaturii în societatea contemporană este de o importanță covârșitoare. Atâta timp cât oamenii vor comunica prin vorbire, va exista și literatura. Cu cât mijloacele tehnice de comunicare se vor perfecționa, tiparul, discul, magnetofonul, radioul, cinematografia, televiziunea, șansele de circulație ale literaturii sunt sporite. Literatura, în esența ei, nu ține neapărat de cuvântul scris. Viitorul literaturii sunt convins că va coincide cu viitorul omului. Nu împărtășesc de puțin pesimismul panicard al celor care cred că tehnica va desființa interesul față de literatură. Dimpotrivă. Nu cred, de asemenea, că literatura va putea fi fabricată de computere. Este adevărat că, cel puțin în principiu, un computer poate să facă un sonet de Shakespeare. Da, dar aceasta cu condiția să se fișeze opera shakespeariană și să se programeze în computere structura sonetelor lui Shakespeare. De altfel, computerele și în știință au rolul de a soluționa, iar nu acela de a crea. Cui i-a dat vreodată prin cap și cine și-ar putea imagina vreodată că prin crearea unui ceas perfecționat se poate crea și timp. Dar în legătură cu viitorul, în special al poeziei, după opinia mea, mai există și o altă problemă pe care am să o expun pe scurt. Una dintre pricinile pentru care se scrie poezie este și aceea de a comunica esențial uman, pentru că poezia este tot ceea ce desparte pe om de orice altceva.
Ea este diferența specifică, definitorie, între genul minim și genul proxim. Tocmai de aceea, poezia, exprimând conținutul cel mai specific uman cu putință, are o înfățișare nuanțată, națională. În secolul nostru, poezia diferitelor națiuni și naționalități cunoaște o înflorire fără precedent. De ce? Pentru că nevoia de comunicare esențială a sporit, pentru că nevoia supraviețuirii individualității în cadrul colectivităților din ce în ce mai ample a devenit o problemă reală. Într-o oarecare măsură și într-un grad din ce în ce mai evident, poezia a început să joace un rol regizabil în comunicarea nu numai în cadrul unei națiuni, ci și în relațiile internaționale. Dar în cadrul poeziei create de individualitățile unor națiuni mici sau medii, problema se pune într-un mod deosebit în ceea ce privește structura poeziei, decât în cazul națiunilor a căror limbă este deja un bun internațional. De aceea, după opinia mea, de exemplu, în cadrul poeziei românești contemporane, accentul alunecă de pe cuvântul poetic către tensiunea poetică, mai ușor convertibilă într-o limbă de circulație internațională. Această tendință de natură metalingvistică tinde să considere cuvântul nu ca pe un scop, ci ca pe un mijloc. Se poate remarca din ce în ce mai accentuat folosirea cuvântului ca vehicul, deshermetizarea complexului lingvistic și mutarea rafinamentului de frază către rafinamentul de tensiune a sentimentelor. Poezia fără cuvinte, desigur, nu se poate scrie, iar un metalingvism total, desigur, ar duce la o poezie telepatică. Sarcinile scriitorului contemporan decurg din însăși specificitatea tipului de literatură și personalității fiecărui scriitor în parte, limbii în care scrie și tradițiilor culturii din care face parte. Îmi este foarte greu să generalizez, dar pot mărturisi cu claritate în ceea ce mă privește că forța de reprezentare universală a unei anumite poezii, eu cred că rezidă, pe de o parte, în cercetarea condiției umane generale raportată la un spațiu și la o cultură națională specifică, și pe de altă parte, în modul plin de tensiune, particular și original, în care sunt captate sentimentele. Nu cred că literatura ca forță de expresie evoluează în mod vizibil. De la Homer până la Tolstoi, ca artă literară, expresia n-a evoluat cu mult. Au evoluat și s-au diferențiat însă, aproape exploziv, sentimentele. Aceasta datorită cunoașterii umane, care a progresat imens, cât și evoluției sociale, care de asemenea a înregistrat modificări fundamentale. Captarea noilor sentimente și retransmiterea lor mi se pare a fi sensul capital al poeziei contemporane. Dar, repet, nu pot generaliza, arta scrisului fiind o artă a individualităților creatoare. Rolul literaturii, un eseu scris în 1982. Așadar, poate vom realiza, mai devreme sau mai târziu, că nu e deloc de neglijat un posibil al șaselea simț, simțul cuvântului și al limbajului. Pentru că așa cum suntem capabili de a recepționa, judeca și de a transmite mai departe informații și idei, tot așa ar trebui să fim capabili de a transmite sentimente și emoții. O deosebită abilitate de captare a emoțiilor l-a caracterizat pe Nichita Stănescu, un poet pentru care retransmiterea sentimentelor a reprezentat sensul capital al poeziei. Vreau să zăbovim doar puțin asupra influenței lui Nichita Stănescu în literatura română, după care vom lucra un exercițiu care sigur vă va plăcea foarte mult. Este unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului al XX-lea, în literatura română, alături de George Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga și Tudor Arghezi. Nichita Stănescu s-a născut la data de 31 martie 1933, în Ploiești, județul Prahova. A început să scrie încă din liceu și excela deja ca versificator când a fost admis la Facultatea de Filologie a Universității din București. A debutat în martie 1957 în revistele Tribuna și Gazeta Literară. Debutul editorial a avut loc în anul 1960 cu volumul Sensul iubirii. După absolvirea facultății, s-a angajat ca redactor, apoi corector și începe să fie recunoscut pentru valoarea poeziilor sale, concretizată și prin premii din partea Uniunii Scriitorilor pentru
o viziune a sentimentelor, necuvintele, cartea de citire, starea poeziei și prin premiul Mihai Eminescu pentru poezie al Academiei Române pentru volumul Epica Magna, dar și prin alte premii acordate în străinătate. La nivelul discursului, Nichita Stănescu operează atât la nivel semantic cât și la nivel sintactic. Poetul restructurează statutul existențial al ființei. A fi, pentru Nichita Stănescu, înseamnă a fi exclusiv în limbajul sau în limba poeziei. Omul poate accede la o existență absolută doar prin sentiment. Limbajul este un instrument de comunicare a sentimentelor. Nichita Stănescu s-a stins din viață la data de 13 decembrie 1983 la București, la vârsta de 50 de ani. Ne-a lăsat însă peste 25 de volume de poezie, o operă completă și inconfundabilă. Vreau astăzi să vă citesc doar câteva poezii pe care le-am identificat pentru copii și sper să urmăriți și voi în timp ce eu citesc. Cântec de iarnă. Ești atât de frumoasă, iarnă, câmpul întins pe spate, lângă orizont și copacii opriți din fuga crivățului, îmi tremură nările și nicio mireasmă și nicio boare, doar mirosul îndepărtat de gheață al sorilor. Ce limpezi sunt mâinile tale, iarnă, și nu trece nimeni, doar sorii albi se rotesc liniștit, idolatru și gândul crește în cercuri, sonorizând copacii câte doi, câte patru. Poezia Pușca. Pușca este alcătuită din trei părți. Partea de sus, partea de mijloc și partea de jos. Partea de sus este compusă din partea de sus a părții de sus și partea de mijloc a părții de sus și partea de jos a părții de sus. Partea de mijloc este compusă din partea de sus a părții de mijloc și partea de mijloc a părții de mijloc și partea de jos a părții de mijloc. Partea de jos este compusă din partea de sus a părții de jos, partea de mijloc a părții de jos și partea de jos a părții de jos. Poezia. Poezia este ochiul care plânge. Ea este umărul care plânge, ochiul umărului care plânge. Ea este mâna care plânge, ochiul mâinii care plânge. Ea este țapa care plânge, ochiul călcâiului care plânge. O, voi prieteni, poezia nu este lăcrimarea, este însuși plânsul. Plânsul unui ochi neinventat, lacrima ochiului celui care trebuie să fie frumos. Lacrima celui care trebuie să fie fericit. Și am păstrat pentru final o poezie foarte dragă și cunoscută, mai ales de părinții și de profesorii voștri, cea mai scumpă de pe lume. Spune, care mama nume, cea mai scumpă e pe lume? Puii, toți au zis de păsări, zarzării au zis de zarzări, peștișorii de peștoaică, ursuleții de ursoaică, șerpișorii de șerpoaică, tigrișorii de tigroaică, mânjii toți au zis de iepe, firul cepii a zis de cepe, nucii toți au zis de nucă, cucii toți au zis de cucă, toți pisoii de pisică, iar eu de-a mea mămică. Orice mamă ia nume, cea mai scumpă de pe lume. Revenind însă la exercițiul pe care îl menționam la începutul lecției, el poate fi practicat atât în grupuri mari, cât și în grupuri mai mici. Profesorul atribuie fiecărui copil câte un bilețel pe care sunt scrise diverse sentimente. Bucurie, tristețe, recunoștință, mâhnire, durere și așa mai departe. Copiii trebuie să deseneze un obiect sau o ființă care să ilustreze sentimentul respectiv. Copiii trebuie să deducă din desene ce sentimente au desenat ceilalți colegi. De exemplu, dacă un copil a desenat un cățel, putem deduce că s-a gândit la bucurie sau la entuziasm. După ce sentimentul este recunoscut de colegi, fiecare copil trebuie să încerce să îl explice. Ce simte mai exact? Care parte a corpului simte? Cum se manifestă în acele momente?
La final, vreau să vă invit să dezbateți în cadrul grupului dacă este sau nu este necesară literatura. Puteți organiza un joc de rol, o dezbatere cu două tabere, prezentări pregătite acasă în grup sau individual. Vă asigur că este un exercițiu benefic din toate punctele de vedere, oricare se va dovedi rezultatul. Vă doresc mai bine!